Dumnezeu mi-a mai dat mare har acela de a mai putea întâlni. Și de ce spun acest? Vă provoc să gândiți fiecare dintre dumneavoastră cum ați putea defini moarte. Și cu siguranță fiecare ați avea o definiție proprie asupra morții. Unii ați spune moartea e momentul în care se termină zilele pe acest pământ. Alții ați numi moartea finalul alergării pământești. Unii spun că moarte e momentul în care sufletul și trupul se desfac. Alții numesc moarte momentul în care pământul cere ceea ce e făcut din el și cu omului se întoarce în pământ. Cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră ați avea o definiție proprie asupra morții. Moarte și momentul în care timpul cunoașterii lui Dumnezeu, în măsura în care El ți se revelează ca Mântuitor, se finalizează. Moartea are diferite definiții și diferite percepții și fiecare dintre noi avem o părere asupra morții. Dar cred că cea mai avizată părere e a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El e punct de referință în tot ceea ce înseamnă adevăr. El este adevăr. El este Dumnezeu. A existat un moment în care Mântuitorul le-a vorbit ucenicilor și le-a spus că va fi un moment în care și El va muri și va pleca dintre ei, dar se va întoarce. Și într-un mod atât de frumos, Mântuitorul Iisus Hristos le spune ucenicilor, vorbind despre moartea Lui, astfel, mă duc la Tatăl. El zugrăvea moartea ca o plecare a Lui către Tatăl, la Tatăl. Și accentul aici, Tatăl, Tatăl. Că plecarea Lui nu era spre nicăieri, era spre Tatăl. În legătura sa cu Dumnezeu, Dumnezeu Fiul, de multe ori a dus referință spre Tatăl. Că de la începutul primelor relatări despre Mântuitorul Iisus Hristos, mi se spune că atunci când a mers cu părinții Lui la templu, El a rămas în urmă, a rămas în templu, părinții Lui l-a căutat și când l-au întâlnit și când l-au găsit, l-au întrebat unde a fost și l-a spus că era normal să fie acolo unde trebuia să fie, în casa Tatălui. L-a găsit pe Iisus într-o relație cu Tatăl, cu totul și cu totul deosebit, atunci când a avut durerea aceea, agonia aceea, suferință, înainte de răstignire, în grădina Ghetsimanului, mai doar a găsindu-se Tatălui, spune-i Tatălui. Scopul meu pe acest pământ e împlinirea voii tale, voia ta să se facă ta. Dacă sunt Iisus Hristos, pe cruce, atunci când își dă sufletul, nu și de lemă noi, nu și de să se piardă de ani în universul acesta nemăginit, nu! În mâinile tale, Tatăl, mă credințez sufletul. Fratele Nicolae, n-a plecat în strănică el, n-a plecat în strănică nimic. Și-a plecat să se întâlnească cu Tatăl. Mi-a plăcut așa de mult când am auzit gândul acesta și când l-am citit, scris de un frate mai vârstă, cu mult mai multă experiență decât mine, încât mi-a rămas în minte și am înțeles că moarte nu e altceva decât momentul în care mergi să te întâlnești. Da. Dar ca să poți percepe moartea așa, trebuie să înțelegi ce este viața. Pentru că haideți să recunoaștem, în perspectiva noastră numească, de multe ori moarte este zugrăvită ca ceva cenușit, chiar negru, durere, chin, suferință. Dragii mei, din perspectiva Scripturii, a oamenilor de Dumnezeu, cea mai avizată părere, Iisus Hristos a spus, moartea este momentul în care mergi să te întâlnești cu Tatăl. Să putem înțelege ce e moartea, trebuie să înțelegem ce e viața. Și aici, iar dacă v-aș întreba ce înțelegeți, ce este viața, fiecare dintre dumneavoastră mi-ați dat diferite definiții. Un creștin ar spune, viața este în unui sume. Asemenea unui iarbă. Anii trec atât de repede și fiecare dintre dumneavoastră puteți mărturisi cât de repede au trecut anii. Într-un fel percepeți dumneavoastră lucruri și n-ar un copil. Copilul privește spre viitor, pentru el răsunea anilor lui ca și la dumneavoastră, care priviți retroactiv și vă aduceți aminte de lucruri de acum 20, 30 de ani și vă puneți întrebarea, cum au zboat anii aceștia? Un necredincios privește rațional. El percepe totul prin mintea lui, doar ceea ce vede și percepe viața ca o bucurie, ca un destrâng, ca ceva ce se aducă privind de moment, negândindu-se la eternitate. Iisus Hristos îmi vorbește despre viața. Îmi spune, a venit să fac voia ta, Dumnezeu, voia ta, pentru El, în viață.
viața înseamnă împlinirea voii lui Dumnezeu de acest pământ. Te întreb, Domnul meu, care în această seară ai venit ca prin prezența dumneavoastră aici să constituie o împlinire pentru familia întrerată. Ce înțelegi prin viață? Ce vrei de la viață? Cum vezi viața? Viața e o călătorie. Să știți că de multe ori confundăm sensul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Sensul nostru nu este de a ne bucura și a ne simți împliniți, ci de a lăuda și de a glorifica pe Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu cu viața noastră nu este să ne dea împlinire pământească, ci să ne disciplineze, să ne perfecteze, să ne educe pentru viața de apoi. Unde nu pentru 83 de ani, pentru ce caz în cazul Sfântului Nicolae, dar pentru alții 20, pentru alții 15, pentru alții 30, nu pentru atât, ci pentru eternitate, să fim cu Creatorul nostru, cu Dumnezeu la adevărat. Viața este în o școală. Și într-o școală sunt pauze și sunt ore. Pauzele de relaxare, copiii zâmbesc pe coridoare, orele au sobrietatea lor, pentru că în ore copilul este educat, este învățat, este perfectat. Așa e și viața omului. Scopul lui Dumnezeu este perfectarea noastră, este educarea noastră, nu împlinirea pământească, ci pregătirea pentru cerul pe care El ne-a creat, nu pentru altcineva, decât pentru noi, oameni, dragii mei. Ne punem atunci întrebarea, dacă ăsta e planul lui Dumnezeu, cum putem fi fericiți? Pentru că oamenii caută fericirea. Știți care e omul fericit? Omul a cărui voie este voia lui Dumnezeu. Când voia ta este voia lui Dumnezeu și te regăsești în planul lui Dumnezeu pentru tine și îți dorești și tu ce îți dorește Dumnezeu de la tine, tu ești un om fericit. Uitați-vă la copii. Sunt copii care nu vor să așa. Nu le place ceea ce fac. Singurul cu ce atrage pauza, nu știu cum să gândească, cum să nu se ducă, cum să facă pe bolnavi. Dar sunt în schimb, nu mulți, dar nici pocăiții nu sunt mulți, copii care nu au dragoste la școală. Lor le place carte. Pentru ei orele înseamnă mult, ei își găsesc plăcerea, pentru că scopul cu care au fost trimiși e de fapt și dorința lor. Omul fericit de acest pământ e omul care face din voia personală, voia lui Dumnezeu, voia personală. Omul care înțelege ce vrea Dumnezeu de la el și face din lucrul acesta plăcerea vieții. Atunci când vrei să faci voia ta, tu poți fi un om fericit. Viața e o călătorie. O călătorie în care Dumnezeu ne educă. Și Dumnezeu Tatăl privește asupra noastră că suntem copiii Lui și carte Evreilor ne spune cu un tată adevărat. Îi pasă de copiii Lui. Îi mustră când greșește, îi îndrumă când se abate de la drum. Dacă își plinești pe drum, Tatăl e ceea ce zice. Vezi că pasul tău nu e așa cum grăbește. Dacă te oprești, Tatăl este ceea ce zice, te-ai oprit. Și în pocăință nu există statul în urci, în cobor. Dacă te aveți și arată să recunoaște, că ne mai învățăm de plăcerile acestei lumi, Tatăl vine și înlătură ceea ce ne oprește în drumul vieții noastre. Atunci când Tatăl intervine doar, atunci când Tatăl intervine parat, atunci când Tatăl ia ceva ce se împlinde de inimă, îți produce suferință. Dar e suferință de o clipă, pentru veșnicie, împreună cu El, Cerul Dumnezeu. El e Tatăl nostru. Când înțelegi și viața, atunci altfel percepi moartea. Pentru că moartea e momentul în care te duci la finalul căsătoriei. În călătorie ajungi să te întâlnești. Da. Dragii mei, cu siguranță suntem mulți de multe feluri, multe locuri, de mentalități diferite, cu gândiri diferite. Cu siguranță între noi sunt oameni care și-au luat viața cu propriile lor mâini și au hotărât să-și conducă ei propriile lor viață. Biblia ne dă un astfel de exemplu. În Luca 15 găsim un tânăr, care merge și spune, Tatăl, Tatăl, prezența ta cu multă. Dă-mi ce crezi că să-mi dai, dă-mi partea mea de avere. Eu vreau să-mi iau viața în propriile mele lumii, să merg pe drumul vieții mele. Unde tu nu mă poți mustra, unde tu nu mă poți privi, unde gura ta nu poate să mă dojenească, eu n-am nevoie de dojeana ta, Tatăl. Eu vreau să plec și pleacă și spune Sfântul Cuvânt că plecarea de lângă Tatăl a început degradarea umană. A risipit totul, a pierdut totul și a ajuns să trăiască între porci. Și nici mâncarea porcilor nu era pentru el, pentru că porcii erau mai rapizi și nu au numele de porcii. Dar a existat un moment, o metanoia, o schimbare a minții, în care a început să realizeze că adevărata lui siguranță și fericire era în casa Tatălui. Adevărata lui împlinire era atunci când stătea sub ordonarea Tatălui, sub autoritatea Tatălui, voia Tatălui era voia Lui și asta îi aducea fericirea. Și am putut să se întoarcă la bunătate. Și bunătatea lui cea mare, Tatăl a primit, că Tatăl nu se uită la ceea ce vine.
acest pământ, care găsești plăcerea nu cu la material și de inimă ale Domnului. Dumnezeu însă, ca să-ți schimbe lumea de singura condiție este să te întorci la ta. Suntem noi însă oameni care pe care aceasta Domnului merg cu seriozitate, cu pocăință, cu scumpătare, cu veghere. Pentru aceștia cuvântul Domnului spune în capitolul 14, să nu ți se turbă inima de tine, care se vede să ne întâlnim în Dumnezeu și în Dumnezeu ta. Aveți cuvință în tași și mergeți înainte orice s-a întâmplat. Astăzi, la Dumnezeu Nicolae, mai face o ultimă evangelizare, nu știu cum, pentru cuvântul care este aici în Iisus. Și știți ce evangelizare face? Ne aduce la cunoștință faptul că aici vom ajunge fiecare. Aici vom fi fiecare în anumit moment. Mai repede sau mai târziu, în anumită ordine sau în alta, tânăr sau vârstnic, femeie sau bărbat, e o decizie pe care Dumnezeu o ia în noi. Dar unde este El, vom ajunge și noi. Și noi vom merge să ne vedem în Dumnezeu. Cum ne ajungem? Îmi duc aminte când eram copil și făceam multe postiere. Bunica mea nu mă vădea și nici mama, că fugeam și nu mi-a vindea. Dar zicea, lasă că vine tatăl tău acasă, vezi pe atunci. Stăteam în gar și ne uitam și cântam la gara la capătul străzii. Și am îngrădină și ne ascundeam acolo, jumătate de oră, o oră, până venea el să ne caute de mine și am de frică. Și știam că palma tatălui are putere în ei, palma tatălui are putere în ei. Nu ne era de mama, nu ne era frică de bunica, dar de tatăl era. Arde ori, când făceam pe lumea bun și venea acasă tata și nu am brațe și ne fericita pentru ceea ce am făcut, mă duram în curte sau făceam alte lucruri gospodărești. Îi fugeam în cale, așteptam acolo și îi spuneam, dar uite ce am făcut. Întâlnirea cu tatăl era așa de diferită în funcție de cum ne-am comportat. Dacă nu puseam prostii, ne feream cu tatăl. Dar e evident, oricum ne-am fi ascuns seara până acasă, trebuie să-i simtăm și să dormim. Dar cu ce am făcut cu noi, întâlnirea cu tatăl era o bună. Dacă în această zi, sunii sau porine, zilele vieții tale se măsuși și te vei duce să te întâlnești cu tare, te vei ascunde sau vei fugi, vei fugi mai mult. Te întreb o întrebare, dar e o întrebare retorică, pentru că nu sunt de ascuns. Că nu crezi că nu te faci nimic, nici să te ascunzi, să-i fugi mai mult. Nu-l vei putea evita. Zilele vieții e foarte important. Cum te vei putea? Ce vei duce? Faptele Sfințenie sau faptele care erau dezolate și părinte. Deci, fiind disipitor și ți-ai ales Dumnezeu tău, te sfătuiesc în doar ce te-a dat, de ziua Harului. Și încă de la început, am spus că o zi de Har, că Dumnezeu nu orice lucru ne-a dat, că ne-a putea doar ce te-a dat. Că mergi cu Dumnezeu tău, de continuu și nu te zmărătuie. Că în final, Dumnezeu tău, școala în care Dumnezeu te-a introdus, va avea cel mai mare vreme. Nu credeam pământean, nu o curună de la orice se trebuiau de fața oamenilor, ci e de achitare. Rămână cu cer, și aici pe pământ și pe cine vă zice, da, fie la Dumnezeu să vă mântuiești. Fie la Dumnezeu să vă facă să înțelegeți. Cu fratele Nicolae, nu a plecat în spune locul meu. A plecat acolo unde trebuie să meargă, la tatăl. Tatăl i-a dat viață, cu tatăl se mergea. Mi-am zis, nu stăim pe locul care merge, fie fiul tatălui, va fi primit ucis. Va fi cu bucurie. Noi oameni duce, când îți spune să duce ce se bucură. Dumnezeu nu știe pe fiecare. Dar și-a crezut viața Dumnezeu. Și Dumnezeu e cânt despre Hristos. Nu-i va rămâne de acolo. Nu se rămâne de acolo străin, cum simți. Dar Dumnezeu spune pe Dumnezeu. Amin.
angajat pentru a privegea orice însuflețit a celui care a fost tată, bunic, prudenie și frate de credință pentru noi și încă de la sosirea noastră aici, cred că fiecare dintre dumneavoastră ați observat când ați apropiat de această sală, în semnul de pe ușă, unde scrie sală priveghere sau sală de priveghere. Și pe drept cuvânt, aceasta este destinația încăperii, deoarece aici venim să priveghem. Să priveghem corpul însuflețit este și un obicei moștenit, dar este și o necesitate ca să fim împreună, familia să fie adunată și să fie acest timp de priveghere. Dumneavoastră, cei din familie, consider că ați venit cu timp înainte. Înainte chiar să vină pampara, care în prima parte a intonat mai multe imnuri, ați venit cu timp înainte ca să fiți împreună, să păstrați timpul acesta de priveghere. Poate ați discutat lucruri legate de familie, de părinți, de cum a fost viața până la acest moment. Poate mai puțin ați vorbit și mai mult v-ați răsfăit amintirile legate de părinți, de timpul care a trecut și când acesta se petrec lucrurile și are loc o priveghere. Dar în cadrul timpului de priveghere, care poate fi câteodată și mai îndelungat, are loc această slujbă, o numim religioasă, de priveghere. Obișnuim să folosim ocazia, deoarece vrem să implicăm pe Dumnezeu în priveghea noastră, în cuvintele ce ne-am putea să le împărtășim împreună, așa cum suntem dumneavoastră ca familie și rudenii, cu cercul de frați, cunoscuți, vecini, pentru că, la urma urmei, toți suntem ca o familie și putem să ne împărtășim din trecut și să răsfoim amintirile. Dar, am subliniat și repet din nou, este foarte important ca în acest cadru de priveghere să avem și o slujbă divină, servici religios de priveghere. Și deja suntem obișnuiți că de fiecare dată când cineva drag nouă din familiile noastre trece din viață, obișnuim să avem cel puțin 20 de priveghere ca astfel să fie trecerea aceasta înspre în momentul când are loc despărțirea, în momentul depunerii în pământ a rămășiților pământești. Dar odată cu începerea slujbei, probabil ați reținut, eu obișnuiesc de fiecare dată, chiar dacă cunosc conținutul Scripturilor, să fiu atent la citire și dacă se poate să rețin în întregime pasajul citit și probabil și dumneavoastră, cel puțin așa parțial, ați reținut din citire cuvintele Apostolului Pavel care spunea și gemem în corpul acesta plin de dorința să fim îmbrăcați peste el cu locașul nostru ceresc. Sigur, pentru noi și pentru dumneavoastră, mă refer la copiii fratelui Nicolae, la fiică, la fiu, fiica care probabil prin înregistrare va fi alături de dumneavoastră și va împărtăși împreună momentele de priveghere și slujba de mormântare, dar mă gândesc că v-ați adus aminte la uzul acestor cuvinte și ce în trupul acesta v-ați adus aminte de suferințele mamei, parțial și noi știm lucrați de credință, v-ați adus aminte de ultimul timp în care tatăl dumneavoastră a avut parte de suferință și am zice noi, ne păcăm cu gândul că este ceva normal la anii bătrâneții, când țărâna trebuie să coboare în țărână și sufletul la Dumnezeu că l-a dat, trebuie să vină inevitabilul acesta al morții, a separării, ceea ce este spiritual, de ceea ce este materie, pământesc, să vină moartea, cum zice noi. Și fratele Nicolae a avut parte de tabă întâlnețele lui când delungate sau, așa cum ne zicem noi, adânci bătrânețe și de suferință. Și în cuvântul spune și gemem în corpul acesta, în trupul acesta. Dar dacă tot folosim cuvântul Domnului și dacă El are menirea pe lângă, atunci așa un cuvânt de mângăiere și de îmbărbătare pentru dumneavoastră, are menirea asta și să ne apropie de Dumnezeu
și să ne facă să gândim la lucrurile viitoare legate de sufletul nostru, deoarece fiecare dintre noi avem un suflet în trupul acesta uman, omenesc, nu numai sufletul fratelui Nicolae s-a despărțit de trup, noi încă avem, pentru că suntem în viață și deoarece Dumnezeu vrea să folosească prilejul și prin cuvântul său, Apostolul Pavel vorbea despre o altă suferință. Este adevărat, ne este comună suferința trupească. Toți am avut parte, dacă nu vom avea, nimeni nu scapă să n-aibă parte de suferință, unii chiar povărați greu de suferință, alții, potrivit cu harul Domnului, mai puțină, dar toți, în general, gustăm suferința, dar Apostolul Pavel vrea să ne ducă cu gândul și să ne atragă atenția înspre o altă scăpare de suferință și nu în sensul celei provocate de bătrânețe sau de anumite boli, ci acelei dorințe după Domnul, după Cer, după veșnicie. Și ca să fiu înțeles, să mă puteți înțelege, vreau să vă spun că Apostolul Pavel a avut parte să trăiască momente de cer, momente de rai. A avut parte de o răpire în Duhul, așa mărturisește el în epistolele sale, că a fost răpit la cer. A fost dus în raiul lui Dumnezeu. Și acum știa ce este în cer, știa ce este în rai. Știa ce înseamnă să fii în dimensiunea ta duhovnicească, spirituală, să trăiești existența în dimensiunea duhovnicească și revenind din nou în viața pământească, când s-a apucat să scrie bisericilor, a scris și cele din Corint, a făcut această referire începând de la el. Și-a dorit ca prin cuvântul cel folosim, prin Duhul Sfânt care însoțește cuvântul, să se transfere această dorință și inimile noastre. Să avem și noi dorința exprimată de Apostolul Pavel. Dorința lui era să ajungă cât mai degrab acolo unde Dumnezeu l-a dus pentru un timp, să vadă la Dumnezeu, să vadă lumea cerească și dorea foarte mult să ajungă acolo. De aceea spunea, gem în trupul acesta, plin de dorința să vină Hristos Domnul, ziua Domnului și să vină îmbrăcați cu lăcașul ceresc sau trupul duhovnicesc peste trupul nostru muritor și astfel ce este muritor voi să fie mițit de viață și trupul duhovnicesc să ne mutăm la cer, să ne mutăm în viața veșnică. Asta înseamnă să nu ajungă omul să moară, să aibă parte de moartea fizică sau biologică, ci din viața asta pământească, așa cum spune Apostolul Pavel în epistola scrisă bisericii din Tesalonic, la clipeala de ochi, să aibă tot schimbarea asta, transformarea asta și apoi mutarea în cer, mutarea în raiul lui Dumnezeu. Și dorința Apostolului Pavel a fost așa fierbinte. Dați-mi voie să mă refer la folclorul nostru, la una din cântările pe care nu știu din pruncie și este în harpele noastre, pe care le-am cântat în tinerețea mea, se mai cântă din când în când și frumoasa cântare glosește așa. Am o dorință împocată ca să fiu odată sus. Sufletul meu în ruci așteaptă după ziua lui Iisus. Adică atunci când Domnul va veni să schimbe trupul ăsta nostru material, din materie, într-un trup duhovnicesc. Și Apostolul Pavel când vorbește de aspeată, spune și noi cei care vom fi rămas, el așa considera că Domnul va veni în timpul vieții lui și va schimba trupul ăsta în care suferim, în care avem parte de durere. Și el era un om suferind cu o boală în trupul său, citim despre asta în epistole, avea o boală care l-a însoțit toată viața lui și dorea să scape și ele suferințele, tributul ăsta ce trebuie să-l plătim prin suferință și dorea să vină momentul când Domnul Iisus Hristos cu puterea schimbării, transformării materiei în supra-materie sau în ființă duhovnicească să aibă loc momentele acelea și să se mute în cer la Domnul. De aceea spunea, citesc din nou din epistola scrisă bisericii din Tesalonic, și noi cei cu care vom fi rămas vom fi schimbați, transformați în trupuri duhovnicești și împreună cu cei înviați
ne vom ridica spre cer ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Eu doresc ca seara aceasta de priveghere, pe lângă amintirile, lucrurile care ne sunt comune, le putem schimba între noi, Dumnezeu prin cuvântul Său să ne îndrepte atenția și spre lucrurile viitoare, și spre cele veșnice, și spre cele legate de sufletul nostru, și să trăim în continuare cu această dorință după cer, după veșnicie și după acea zi despre care vorbește cuvântul Domnului, spun Scripturile, că Domnul nostru Iisus Hristos vine să ne mute în cer, acolo unde este El acum. Acolo unde este Dumnezeu Tatăl, unde sunt îngerii, unde sunt ființele angelice. Dar până atunci, eu doresc ca Dumnezeu, prin cuvântul Său, prin harul Său, pentru dumneavoastră cei rămași, pentru dumneavoastră sora Erica, pentru dumneavoastră tată Ion, pentru sora dumneavoastră Nunții, care nu este prezentă, pentru nepoți, cum o special familia care, efectiv, a fost zi de zi alături de fratele Nicolae, eu doresc ca Dumnezeu să vă mângâie și să vă trăiască credința asta în iluzia repetării. Familia se va întregi din nou. Familia se va aduna din nou. Eu am încercat să privesc așa peste dumneavoastră. Am văzut și în sala mare parte din familie, respectiv de nepoți. V-ați adunat ca să fiți la priveghere și veți fi mâine la mormântare. Da? Domnul nostru Iisus Hristos ne-a făcut o promisiune că ne va aduna pe toți împreună, ca să rămânem împreună și să nu ne mai despărțim niciodată. Vedeți, la priveghiu, la mormântare, se adună familie, vin rudenie, vin de la distanță, dar vin și apoi pleacă. Aveți o parte de a fi împreună, după iară nu veți despărți, pentru că așa e viața aici pe pământ. Dar despre revederea noastră, întâlnirea noastră, când vine Domnul Iisus Hristos, ne spune cuvântul Domnului și este cert și este realitate, atunci ne vom întâlni și nu ne vom mai despărți niciodată, ci pentru eternitate vom fi împreună în marea familie a lui Dumnezeu. Vă rog și doresc ca Dumnezeu, din harul Său, să lucreze acum în familia dumneavoastră și să fiți o familie unită, o familie spirituală, o familie a Domnului. Dacă Domnul mai are de lucrat, cât de viață este harul Domnului, Domnul să lucreze. Dar să vă dea harul acesta, așa cum aici pe pământ v-ați știut și dumneavoastră, vă refer la dumneavoastră, frate Toduț, sunteți o familie numeroasă, ne știm, locuim același cartier, ne știm de o viață, sunteți o familie numeroasă, v-ați bucurat de copiii dumneavoastră, m-am bucurat și eu la unele evenimente din familia dumneavoastră, vă doresc foarte mult ca Dumnezeu, prin harul Său, prin harul Mântuitor, a Domnului Hristos, Hristos Hristos, să lucreze în așa fel încât să rămâneți o familie și o mare familie cu toți cei care aparțin diavolului dumneavoastră, cum s-a zice, ce s-au născut din butucul moșilor și străboșilor dumneavoastră, atunci când Domnul vine, să fim toți o familie. Spre finalul acestui pasaj, Apostolul Pavel, voind să dovedească că ceea ce a scris în cadrul acestei epistole, ceea ce a vorbit despre crezul lui creștin, este o realitate, a făcut următoarea subliniere. Și o las și pentru dumneavoastră, eu sușesc și eu. Și el spune așa, de aceea ne și silim să fim plăcuți Domnului. Fie că suntem aproape, el spune de casă, adică de momentul acela, așa cum a venit momentul și pentru fratele Nicolae, fie că suntem aproape, fie că încă suntem departe de casă. Altfel spus, fie că suntem deja la o anumită vârstă, fie că încă suntem tineri, să mă audă și nepoții, fie că încă suntem tineri, noi ne silim să fim plăcuți Domnului. Pentru că nu știm când va veni Domnul. Asta chiar nu știe nimeni. Asta chiar nu știe nimeni. Nici teologii s-au pus buși, s-au curcat. Dar nu știe, dar se poate din. Știți dumneavoastră, iară fac apel la folclorul nostru religios, la cântecele noastre frumoase, la miezul nopții va veni sus, past the wall. Oh. Și abia că atunci, chiar dacă va fi miez de noapte, toți să auzim strigarea Lui, toți să ne adunăm, toți să ne întâmpinăm, toți să ne lăsăm spre cer și toți să fim
cu El în cer pentru totdeauna. Vă rog și vă doresc asta, dumneavoastră celor prezenți și celor care n-au putut să vină la priveghiu, mă gândesc chiar din rânduri cu Daniel, nu chiar poate sunt aici, dar mă rog și doresc ca Dumnezeu să ne ajute la toți să avem parte, să fim împreună, să fim în cer și pentru eternitate să fim acolo unde nu-i durere și unde nu se va vorbi despre acele genete, acele dureri. Acolo nu vor mai fi și fericirea va fi veșnică. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă mângâie și Domnul cu harul Său să lucreze aici la inima noastră, la fiecăruia și să ne dea gândul bun și înțelept ca să înțelegem lucrurile și cât mai avem viață pe pământ, să ne silim, să fim plăcuți Domnului, ca împreună cu Domnul să fim și când El va veni. Amin. Amin. Cuvântul Domnului spune în cartea Eclesiastru că e mai bine pentru un om să fie într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere. Căci acolo, adică în casa de jale, îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește, pune la inimă lucrul acesta. Dragii mei, doresc din toată inima, ca și în urma slujbei de aseară. Și acum când vom încheia lucrarea din seara aceasta, să ne punem la inimă acest lucru, că suntem trecători, că într-o zi va trebui să stăm în fața lui Dumnezeu și așa cum spune Marele Apostol Pavel, să ne silim să fim plăcuți Lui. E adevărat, fratele Giurgiu Nicolae la 83 de ani a plecat. Eu l-am cunoscut în ultima parte a vieții când am vizitat acasă la dânsul când era și sora, soția și după ce sora a plecat la Domnul și am văzut un om al lui Dumnezeu. Un om plin de credință și vreau să vă spun că nu sunt vorbe goale, ceea ce vă spun acum. Un om plin de credință a văzut o familie și cei din casă de acolo care îngrijau de el și a văzut așa o relație deosebită și m-a bucurat foarte mult lucrul acesta. Și dau slavă Domnului pentru acest lucru. Dar, dragii mei, să nu uităm tot ce s-a zis și aseară și în seara aceasta. Vom pleca de aici. Noi nu știm clipa și numai Dumnezeu o știe. Să ne punem la inimă tot ceea ce s-a spus și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm să fim plăcuți Domnului, că atunci când vom face și noi pasul acesta, marele pas în veșnicie, să fim gata să mergem, să fim acasă la Domnul. Doresc din toată inima Dumnezeu să mângâie toate inimile durerate. Amin. În mod special pe cei din familie. Așa cum s-a spus deja, toate rudenile, toți cei care țin de fratele Giurgiu Nicolae și care de data aceasta sunt întristați și au văzut întristare. Și v-am mai spus și aseară, când bunicul pleacă, când tata pleacă, când mama pleacă, orice vârstă avea, rămâne un gol, rămâne o suferință, dar pe aceea Dumnezeu s-o umple seara aceasta. Și vreau să vă mai spun că ați făcut foarte bine toți cei care ați ales să fiți aici. Știți din ce considerent? Dumnezeu privește cu mare plăcere la cei care simt alături de cei care trec prin încercare. Plângeți cu cei ce plâng, spune Cuvântul Dumnezeu, și adevărat, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Acum sunt momente în care inimile plâng și nu sunt puține. Iar noi cei care am venit aici, am venit, așa cum am spus, pe de o parte să fim alături de cei care sunt în suferință și pe de altă parte să facem lucrarea lui Dumnezeu. Și credem din toată inima că Dumnezeu a dat har în seara aceasta. Și credem din toată inima că Dumnezeu și-a făcut lucrarea și voia. Așa cum s-a spus, sicriul acesta e o evanghelizare pentru noi. Ne dăm seama cine suntem, vrem să ne punem viața în îndoială, să ne apropiem de Domnul, inima să se facă mai bună, mai înțeleaptă, cum se spunea în Psalmul 90, da? Și apoi toți să-L așteptăm pe Domnul să revină. Și doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dragii mei, vom încheia lucrarea, nu însă înainte de a mulțumi tuturor celor care ați fost aici. Așa cum am spus, ați făcut o lucrare bună și bine primită de Dumnezeu. Și apoi, anunțând că în mormântarea fratelui Giurgiu Nicolae, dacă nu s-a schimbat nimic, va avea loc mâine, la ora 2 după masa, orele 14, aici, în această sală, iar apoi, după ce slujba se va fi terminat, ne vom deplasa la groapă, care nu este departe, și vom depune sicriul cu rămășițele trupești ale fratelui Nicolae. Haideți să facem tot ce ține de noi și mâine să fim la slujba de mormântare și să fim alături de familia durerată până la capătul acestei lucrări și mă refer aici la slujba de înmormântare. Acum vă invit să vă ridicați.
și urmează să stăm înaintea Domnului și să mulțumim. Și vom sta în rugăciune, îl rog pe fratele Albert Iacu, ca numele nostru al tuturor, să aducă rugăciunea de mulțumire lui Dumnezeu și mai departe să ceară binecuvântare peste familia durerată și peste noi toți. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea sfințeniei tale și îți mulțumim pentru harul care ne le-ai dărit ca să putem fi în această seară în locul acesta. Să fim alături de familia îndureată pe care te rugăm să o binecuvântăm. Doamne, te rugăm să le răsplătești cu viață veșnică pentru tot ceea ce a făcut, Doamne, pentru fratele nostru și pentru sora noastră. Doamne, îți mulțumim și pentru această seară binecuvântată. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Evangheliei Tale. Îți mulțumim, Doamne, că și în această seară am auzit, Doamne, încă o dată un semnal de la Tine, Doamne. Ne-ai tras un semnal de alarmă, Doamne, căci noi suntem trecători, Doamne. Ceea ce este fratele nostru, Sfântul Nicolae, urmează să fim și noi, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să ne pregătim pentru ziua aceea. Doamne, pregătește-ne Tu, Doamne, că noi suntem slabi, Doamne, și nu ne putem pregăti. Dar Tu ne poți pregăti pe fiecare în parte, Doamne. De aceea îți mulțumim și pentru cântare de laudă, Doamne. Îți mulțumim pentru tot ce s-a făcut în această seară, în locul acesta. Te rog să binecuvintezi fiecare suflet care a luat parte în această seară la acest serviciu, Doamne. Pe fiecare în parte să binecuvintezi, Doamne. Binecuvintează familiile noastre, binecuvintează copiii noștri, nepoții și strănepoții, Doamne. Dar într-un mod deosebit, lasă binecuvântarea Ta peste întreaga familie a toți care formează această familie și harul binecuvântării Tale să rămână cu noi.